Chiar dacă are în lucru patru mari investiții, primarul orașului Târgu Cărbunești, Mihai Mazilu, spune că bugetul este mic și ar avea nevoie de bani. Liberalul spune că acolo unde nu sunt bani, poate să vină și mama lui Obama să facă ceva și nu va putea. Dacă va primi bani la această rectificare, Mazilu vrea să susțină spitalul orășenesc cu ei. Fi din auzit o rectificare bugetară pe minus, asta este un lucru foarte rău, dar cu acest buget pe care îl avem, o să vă convingeți, chiar dumneavoastră și camera de luat vederi, avem patru șantiere în Cărbunești din bugetul local. S-a promis mult, s-a făcut foarte puțin, sunt convins că acolo unde nu sunt bani, poate să vină și mama lui Obama sau lui Osama. N-are, dacă nu te poate ajuta cu bani, nu poți să faci nimic, dar încă o dată vă spun, din bugetul local, din același buget local care a fost și acum 3, 5, 7, 10 ani, poate chiar mai mic și cu siguranță mai mic este, trebuie susținut și spitalul orășenesc, acest act de sănătate cu care mă mândresc în Cărbunești. Supărare mare pe primarul din Jupânești, Petre Gușiță, care spune că el nu mai speră nimic de la rectificarea bugetară. Ce așteptări aveți de la rectificare? Nu, e un lucru amuzant. Eu nu pot aștepta nimic de la rectificarea bugetară, cel puțin de la nivelul județului Gorj, pentru că de 5 ani încoace rectificările mele au fost tot pe zero în cadrul bugetului. Sigur, noi am făcut, ca orice altă instituție, solicitări pentru sumele de cofinanțare necesare proiectelor în derulare, însă sunt ușor pesimist din punctul de vedere al acordării acestora. Nu. Și prin urmare mă concentrez pe ceea ce am, pe puținul care l-am în buget, să-l gospodarez bine și eficient și să pot să mulțumesc nevoile celor pe care eu îi reprezint. Gușiță spune că probabil pentru cei 0 lei primiți este de vină și relația sa cu liderii de la județ, relație care nu este suficient de constructivă. Dar cum vă explicați, domnule primar, că mereu, sau mă rog, de 5 ani primăria comunei Jupânești este vitregită așa de bani? Care ar fi explicația? Nu aș putea spune că numai primăria comunei Jupânești. Probabil mai sunt și alte localități ca și localitatea mea. Cred că unde s-a considerat că primarul are oarece vechime și știe să gestioneze situația mai bine decât alți colegi care sunt la început de drum. Mă gândesc pe de o parte. Pe de altă parte, cred că nici relația mea nu este suficient de constructivă cu liderii politici, să zicem, la nivel județean. Sunt membru PSD. Sigur, doar un membru. Tocmai de asta, doar un membru. Și a fi membru nu înseamnă că poți să iei decizii în interior. Sau de multe ori nu ești de acord cu deciziile luate la nivelul partidului și sigur că superi pe cineva.